Salut tuturor, sunt Radu și vreau să vă prezint acest laptop pe care îl testez în perioada aceasta. Este un HP Elite Dragonfly. Dragonfly în engleză înseamnă libelulă, deci ni se induce cumva ideea că este un model ușor și subțire și chiar este, are un kilogram. Un kilogram. Foarte ușor, atât de ușor încât atunci când l-am luat la test, am crezut că e goală cutia. Părea prea ușoară. E și foarte subțire. Și un ultrabook normal. Partea aceasta observați două porturi USB-C, Thunderbolt de fapt, și un HDMI full size, deci e perfect pentru prezentări. Iar aici are butonul de on-off pe lateral și un USB de dimensiune normală. De ce este on-off pe lateral? Pentru că laptopul este un convertibil. Sigur, îl poți face așa, poți face și tabletă, că vrei să-l folosești în acest mod. Are inclusiv un pachet, un stilus. Stilus HP clasic, vine și cu vârfuri de rezervă și poți să-ți exersezi talentul la desena pe ecran dacă ai astfel de plăceri. Acum veți găsi pe blog un review complet cu toate detaliile și teste făcute și așa mai departe, dar vreau să vă spun ce mi-a plăcut mie cel mai mult la acest laptop este sunetul. Are difuzoare Bang & Olufsen extraordinar de bune pentru un ultrabook, vocea se aude foarte clar, muzica se aude foarte clar, fără distorsiuni și poate fi ascultată inclusiv la un volum mai mare. Și undeva prin setările Bang & Olufsen am găsit opțiuni de anulare activă a zgomotului ambiental ca să te ajute în conferințe să ai un sunet cât mai bun, să fie auzit cât mai bine prin microfon. Pe partea de sunet are două difuzoare amplasate aici pe lângă tastatură și mai are două difuzoare pe fund. Per total sunet excelent. Webcam-ul, apropo, este protejat de un căpăcel fizic. Îl poți închide și deschide din acest căpăcel ca să fii sigur că nu te vede nimeni dacă nu vrei tu să te bazezi doar pe opțiune software din treaba asta. Eu îl văd perfect în mediul corporate, așa, pentru middle management, oameni care au nevoie de un ultra portabil pentru călătorii, un kilogram, și pentru call-uri, pentru întâlniri, pentru ședințe, pentru a alerga dintr-o sală în alta, e perfect. Și tot la capitolul ăsta se încadrează și încărcătorul său, acesta este. E mic cât un powerbank de telefon. Și în schimb are cel mai lung cablu, care l-am văzut până acum pe un încărcător. Cred că sunt 2 metri aici, poți să-l încarci de la prize de la distanță. Și apropo, conectorul este un USB-C pentru că suportă prin porturi o încărcare de viteză mare. Autonomia e foarte bună, prins multe ore pe el. Eu am aici varianta cu 4 celule de baterie, 58 de W/h. Există și una mai mică, probabil și mai ușoară. Nu intru în multe detalii despre hardware, acestea sunt pe blog și oricum unitatea mea este una de test. Adică eu, de exemplu, am un SSD SATA de 120 de GB, dar poți comanda un astfel de Dragonfly cu SSD de pe PCI Express, inclusiv tehnologie Intel Optane și așa mai departe. Eu am un ecran de 13,3 inch Full HD tactil, poate fi comandat și cu ecran 4K, poți configura ce vrei tu. Mai degrabă aș vrea să vă arăt aici niște opțiuni interesante. Deci pentru mediul office, aici sus sunt niște shortcut-uri direct pe taste, avem shortcut de calendar, shortcut de închis și deschis în apel video, taste utile care îți deschid anumite aplicații din Windows sau ce dorești tu pentru a te ajuta în muncă cu shortcut-uri diverse. Tastatura desigur este iluminată. Observați și că trackpad-ul este mărișor și așezat central și aici un cititor de amprente în dreapta sa. Undeva sus aici am văzut chiar și un buton de mute pentru microfon, ceea ce de obicei nu am mai întâlnit pe laptopuri. Nu știu dacă poate fi comandat și cu acea opțiune de privacy screen pentru a face ecranul vizibil doar din față, nu și din lateral, pentru că HP are funcția asta pe unele laptopuri. Asta rămâne de investigat în viitor și găsiți această informație în review-ul complet de pe blog, desigur. Tot pentru mediul office vine cu avantaje software, desigur, adică a venit cu Windows 10 Pro, care are toate acele sisteme de conectivitate și de securitate și de remote assistant pentru mediul enterprise, dar și HP a inclus foarte mult software de acest tip pentru secure arrays, pentru monitorizarea hardware-ului, să fii sigur că nu se strică ceva, backup și așa mai departe. Poți renunța la ele dacă nu-ți plac, dar le include pentru că e gândit pentru mediul corporate enterprise, să-i spunem. Placa video, desigur, e una normală, este un Intel 620, tocmai pentru că se presupune că lucrezi pe el, nu te joci. Mulțumesc că v-ați uitat la clip, veți găsi review-ul complet pe blog. Ne vedem la următorul produs prezentat și, între timp, dacă puteți da și un subscribe la canal, vă mulțumesc. Să aveți o zi bună!